Dori! Bă, ce faci, mă, Dorele? Bă, ce mă bucur că te văd, bă! Deci este extraordinar de încântat. Ce spun, mă, ce am învățat? Bravo! Și în rest, așa, care mai e viața ta? Ce spaci? Ce spaci? Dar unde-s banii aia? Că era 13 milioane acolo și nu mai e 8. Unde-i 5 milioane? Că n-a venit marfă, că dacă venea marfă, deci ai bani, lua banii de a-mi plăti marfa și de-aia nu mai e. Dar ei nu mai e. Și dacă nu mai e, te joc în picioare cu bătaia. Cine, mă, eu? Nu tu, bă, dă-te că cu ăsta vorbesc. Unde-s, bă, banii? Că uite, ăsta nu știe nimic. Cu cine vorbești, bă? Am crezut că e cineva în spate. Ai crezut că e cineva în spate? Nu, zi mă... unde-i banii, nu mai e. Bă, eu fi luat Gianni. Păi de ce să-i fi luat Gianni? El a rămas singur în bar la un moment dat și asta zic. Cred că mai mult ca sigur i-a luat Gianni. Gianni, mă? Da, mă. Eu ce să fac cu banii, bobiță, la ce să-mi trebuie mie bani? Nu trebuie. Păi uite, mă gândesc că poate ai vrut să ții niște Adidas. Ca să nu mai umbli așa de scuz, că doar ce dracu te-ai făcut, fachir? Ha, mă, las că știu eu, mă, e treaba mea, mă. Știi tu, a? Da. Bună, băieți! Să rămân. Auzi, bobiță, n-ai găsit cumva telefonul meu? Că nu știu unde l-am pus, mă, și nici acasă nu e. Cred că l-am uitat ieri când am fost aici. De ce furi mâna, noroc? Ce-o fura, mă? De ce furi, mă, de ce pui tu mâna, mă? Ce-i ce, mă, poruncile lui Dumnezeu, mă, norocii? Mă, stai, mă, că n-am luat, mă, nimic, mă! Hai să-ți dau un lichior aspirinoc, că să ne mai liniștim. Ce-ai făcut, mă? N-am făcut, mă, nimic, ia uite, mă, na! Abonatul are telefonul închis sau se află în afara ariei de acoperire. De ce închis, ce să mă? Da! Păi nu ți-am zis că m-am întâlnit și cu Brânzoi și l-am pus să sune și tot așa, era închis. Mă, și de pierdut? Eu nu l-am pierdut, că nici măcar nu l-am scos din ceată cât am stat aici. Bă, l-ai fi pierdut prin torpedo pe acolo. Prin ce, mă? Ardiles, mă. Exclus. Nu m-am văzut cu el de 3 zile, cu Ardiles, și eu aseară mi-am dat seama că nu mai e telefonul. Și Ardiles nu face cu mine chestii din astea. Știe că dacă calcă pe bec, jar mănâncă. Ei, nu? Pot, dar de ce? Că poate l-ai pierdut singură. De ce zici tu că ți l-a luat cineva? Eu nu pierd niciodată lucruri, ai înțeles? Nu e genul meu. Dar de ce să nu pierzi, mă? Ce e mare lucru să pierzi ceva? Și fii atent că tu erai băut 3 vișinate și când ai plecat de aceea mai știi tu ce ai făcut pe drum? Adică ce vrei să zici, mă, că am fost pilită? A? Hai, zic că am căzut până șanțul ca să fie tablou complet. Nu, mă, nu asta am vrut să zic. N-ai vrut să zici asta, dar asta a ieșit. Vezi că nu-mi place cum vorbești cu mine, Dorele. Clar? Mă, fii atent că eu nu pierd lucruri niciodată, să fie clar. Îmi pierd mințile, da, timpul, dar lucrurile nu. Portofelul, inelele astea, niciodată. Că eu am avut viață grea și am învățat să am grijă de ele. Nu, mi l-a luat cineva, e clar. Da, și de grijă ce ai avut, de-aia ți l-a furat, nu? Bă, tu nu te potolești, bă! Bă, dar taci, mă, du-te, dracu, până la urmă, că tu mai mult complici lucrurile. Dar pe unde ai mai fost ieri? Pe unde ai mai umblat? Poate că pe acolo, cine știe? Nicăieri, acasă și aici. Păi aici cine? Că aici eram eu, Dorel și Gianni, nu era altcineva. Da, Gianni, Gianni l-a luat. Gianni? Da. Poate tu? Eu? Da? Eu auzi, mă, și credeam... Dar eu n-am furat, mă, nimic, mă! De ce fur, mă, nenorocitul? Stai, mă, că n-am furat! Ce, mă, eu n-am telefon, mă! Stai, mă! Ia, mamă, ia că mi-a dispărut telefonul! Ia, stai, mă, așa! Mi-a dispărut telefonul și l-ost. Întrebarea mea e unde-i Gianni acum? Alo, bobiți! Alo! Asperino! Te cinstesc cu un mic, că și tu m-ai cinstit la viața ta. Opa, ești din bani, mă? Bravo, mă, ce te-a obișnuit să fiu prălit, ha? Ia fi atent ce beton armat te Gianni. Ia uite. Bam! Și mai am de primit încă o dată pe atât. Poate chiar dublu, știi ce zic? Doi și nu le-ai, mă. Da, bravo. Auzi, mă, dar de unde ai tu bani? Ce combinație ai mai făcut? Am o treabă, mă, am... Ai marcă și tu o bere la băiatul. Aspirino, tot pe vișinată ești? Dar ce te întreb? Că vișinată e viața ta. O bere la băiatul și o vișinată la doamna, ca să vadă că sunt băiat genul. Născut în Fierbinți, că n-am avut noroc, și crescut în Italia, că am avut noroc. Și 6 mici. Că, na, dar de la mici te-am tăiat un pic, dar la porție că mi-e foame, știi? Uh-huh. Adică m-ar da și la linguri, că nu știu ce m-a luat de la... știi? Da un telefonul vrei, mă? Ce telefonul? Cum are? Păi am observat că în ultimul timp la meniu servești și telefoane. Ce ai, mă? Ce ai, mă? Fită? Bă, cumva din întâmplare, accidental zic. Ieri când am fost pe aici, nu cumva ți s-a lipit telefonul meu de mâna ta? Zic, nu dau cu parul. Mă, ce rămas prin am? Răspunde-mă, Fedi, dacă te-a întrebat. Răspunde-i la întrebare. Poate că din întâmplare telefonul e aterizat în buzunarul tău. Că se mai întâmplă și întâmplări de-astea.
Ah, ia zi mă, nenorocitule, mă, ai venit, da? Hai, zi de ce ai mai furat telefonul și unde-i telefonul meu? Ce am, bă? Păi ce, bă, uite, că ieri aveam telefonul și acum nu mai am niciun telefon, că iete, nu mai am, iete. Du-te, mă, și caută-l prin altă parte, eu știu, poate l-ai pus undeva și ai uitat, mă, nebunule, uite-l, mă, și pe ăsta. Și banii aia din bar tu i-ai luat, mă? Ce, bă? Ce, mă, îți lipsesc și banii? 5 milioane. Nu cred. Bă, în halul ăsta ai ajuns, mă, să fur de la Bobiță, care te trage după el ca măgarul căruța? Scuză-mă, Bobiță, că ți-am zis măgar, dar ăsta căruță chiar e. Ia, te-a făcut măgar. Lasă-mă că am înțeles, e pardonabil, dar aia zic, care treaba? Hai, povestește. Ce să zic, mă, că ce vrei să zici tu, mă, că Gianni e proș și nu duce capul la combinații? Da. De ce? Că tu ești o ciudățenie a naturii, mă, de când te-a făcut maică-ta. Da. Adică? Adică ai capul pătrat, mă, dar viața ta se învârte în cerc, înțelegi? Te plin, dar ajungi în același loc. Bă, băiatule, tu trebuie să intri în cartea recordului, pe cuvântul meu de onoare. Mă mir că ai învățat să respiri. Ia, bă, dar atunci zici și mie, de unde am eu banii ăștia, mă, dacă nu știu eu să îmbărlig acolo combinații. Dar unde sunt banii ăștia? Zi tu acum, pe bun. De la telefoanele aia, de la ai furat și l-ai vândut. Bă, dar mai nebunit cu telefonul ăla, zici tu, ți-ai dat pe telefon. Nu, asta am făcut, mă, am făcut altceva eu. Ce-ai făcut, mă, zi, de unde ai făcut rost de bani ca să aflăm și noi, zi? De la Dalida, mă. De la Dalida? Da, a furat telefoane pentru ea. Bă, dar lasă-mă dracu cu telefoanele astea. Nu mi-a zis Dalida să fac o treabă pentru ea și a zis că îmi dă 50 de lei, înțelegi? Mi-a dat jumătate înainte și acum m-am încasat cu o dată pe atât. Asta e tot. Și tu aduc berea aia și mici aia și vezi că de la vișinată te-am tăiat. Că nu mi-a plăcut cum ai vorbit despre mine și imediat te-am taxat, că nu... Uite, fix, fix. Auzi, mă, și ce ai făcut tu, mă, de 50 de lei, a? Treaba mea, mă, tu du-te și adu berea aia. Bă, Gianni, știi ceva? Eu nu cred o iotă din ce ai zis. Nici eu nu te cred. Deci tu, prietenul meu, mă, uite-te în ochii mei și zic că nu mă crezi pe bun. Nu te cred. Adică tu crezi că eu sunt cum a zis Aspirina, mă, că am fost căruță toată viața mea? Bă, tu ești mai rău, bă. Tu ești ghiuleaua aia de poartă de ținuții la picioare ca să nu ia la fugă pe acolo, mai înțeles? Și lasă-mă cu Dalida, că Dalida e fată deșteaptă. Nu cred eu că se băga aia în combinații cu tine, prostule care ești. Cine, mă? Ia, mă, să mergem la ea. De ce să mergem? Lasă-mă, mai bine dăm un telefon. Ia, mă, să mergem. Hai. Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.